Ambasadorul unei mari puteri vine la ambasadorul România. Marea Britanie propune Uniunii Europene un set de 4 măsuri de reformă. Reforma britanică a Uniunii Europene cuprinde aspecte legate de imigrație, de competitivitate, de suveranitate și în măsura în care acestea nu vor fi acceptate, în 2017, în Marea Britanie va avea loc un referendum privind rămânerea acesteia în cadrul Uniunii Europene. Cu ambasadorul Marii Britanii la București am analizat și discutat despre criza din Orientul Mijlociu, despre criza migranților și modul în care Europa sau Uniunea Europeană răspunde acestei crize, despre modul în care Marea Britanie, Uniunea Europeană, NATO și restul marilor puteri ar trebui să combată cauzele și nu doar efectele crizei migranților, analizarea parteneriatului strategic dintre România și Marea Britanie, sub aspecte care vizează activitatea Direcției Naționale Anticorupție și a celorlalte agenții de aplicare a legii, absorpția fondurilor europene și debirocratizarea acestui proces, importanța infrastructurii în aducerea de investitori în România, cooperarea extrem de importantă în domeniul informațiilor dintre Serviciile de Informații Românești și Serviciile de Informații din Marea Britanie, despre oportunitatea unei noi clase politice care să servească interesele cetățenilor. Despre toate acestea, vă aștept împreună cu ambasadorul Marii Britanii la București, la emisiunea Ambasador România, începând cu ora 18:30 sâmbătă.